Bună ziua de ascultători și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Cezar Axinte. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Să rămână blagoslovit! Dragi ascultători, sunteți alături de noi și nu uitați numărul de telefon 0241-515-266 cu tarif normal în rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768-123-456 cu tarif normal în rețeaua Cosmote. Aveți de asemenea contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Astăzi, dragi ascultători, vom încerca să vorbim despre minciună și adevăr și vom vedea pe parcurs câtă lumină vom reuși să aducem măcar în realitățile din apropierea noastră în ceea ce privește lumina adevărului și întunericul minciunii. Că de foarte multe ori, când trăiești în adevăr, nu-ți vine să crezi că există minciună, iar când trăiești în minciună, chiar să vrei, nu prea reușești să mai vezi culoarea și gustul adevărului. De aceea, Părinte, ca să avem totuși un reper, cred că vom vorbi mai mult despre minciună, dar totuși ca să avem un reper la ce să raportăm, haideți să spunem câteva cuvinte despre ce înseamnă adevărul, ce este adevărul în fața oamenilor, ca provocare, sau poate cine? Dacă este să dăm o definiție a adevărului așa cum a dat-o în mintea sa Pilat, știți celebra întâlnire, sigur că sfinția voastră știți, dar vorbim pentru ascultători, da? Deci celebra întâlnire între Mântuitorul Iisus Hristos și Pilat, în care Pilat a ratat întâlnirea cu Dumnezeu, practic. Sigur că da. Sau părtășia cu Dumnezeu, tocmai din cauză că își făurise în mintea sa o definiție despre adevăr. Atunci când spune Mântuitorul, îl întreabă pe Mântuitorul la anchetă, cine ești tu, ești împărat, iată ce spun aceștia, nu răspunde, după aceea, bineînțeles, urmează acea amenințare, să spunem, nu știi că ești în puterea mea, în sfârșit Mântuitorul până la urmă vrea să-l salveze și spune, eu am venit să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat spune, îi răspunde, ce este adevărul? Și pleacă. Iese din camera de anchetă. Adică, când a văzut că în fața lui se află un om care vrea să filozofeze, fiindcă adevărul cunoscut de lumea veche până la întrupare este o noțiune filozofică, deci relativă, Mântuitorul vrea să-i vorbească despre faptul că tot ce cunoștea până atunci lumea despre adevăr este relativ și deci cam fals. Din pricina faptului că s-a lovit de această prejudecată, de această convingere, certitudine a unui om, să spunem așa, elevat și cu putere, renunță să-i spună, de fapt, nu mai apucă să-i spună că adevărul nu este o idee filozofică, ci este persoană. Urma să-i spună, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, eu sunt adevărul, eu sunt adevărul, calea și viața, eu sunt cuvântul, eu sunt Fiul și cuvântul lui Dumnezeu. Asta urma să, dar ratează din cauza acestei autosuficiențe pe care o vedem de la șarpe și până la sfârșitul vremurilor la cei care cred despre sine că sunt buricul pământului. Pilat, în momentul acela, credea despre sine că este buricul pământului. De ce? Pentru că insist asupra acestui moment. De două ori spune Pilat că l-a găsit nevinovat ca judecător suprem. Atenție! Deci ca și instanță de recurs sau de revizuire de cale extraordinară de atac împotriva sentinței date de Sanhedrin, iată, îl găsește nevinovat de două ori pe cel adus în fața sa, pe inculpat. Îl achită de două ori. Acesta este adevărul juridic, că omul din fața lui, iată, omul acesta este nevinovat și cu toate acestea, nici măcar adevărul relativ, adică juridic, nu-l îmbrățișează. Cu cât mai mult n-ar fi primit Pilat adevărul
absolut care este Hristos. Deși în justiția romană dreptul avea un loc bine. Bineînțeles. Deci este ceva care mai puternic decât conștiința că încălca propriul drept pe care susținea de zeci de ani. Minciuna. Minciuna sau frică. Minciuna, care vine, da, sigur, de la tatăl. Minciuna care, minciuna care era multă, era în popor. Adevărul era acolo, pe câțiva metri pătrați. Și l-a spus. Dar minciuna era l-a multă. L-a și mărturisit, l-a recunoscut ca adevăr. Juridic, sigur că, dar relativ. Dar cu toate acestea, vedeți, interesant ca și concluzie, nu i-a folosit. Pentru că un adevăr relativ este mai rău decât o minciună. Ați văzut la instanțele noastre, spune așa: nimeni nu este mai presus de lege. Și cu toate acestea, judecătorul, magistratul, cere inculpatului și părților în proces să jure pe Sfânta Scriptură. Deci e un paradox aici, da, e o schizofrenie. Asta e pentru intimidare, zic. Exact. Că dacă îl întrebă domnul judecător, crezi în ceea ce jur? Nici nu-l cunoaște. Păi dacă spune nimeni nu este mai presus de lege, da, adică ar fi trebuit să scrie numai Dumnezeu este mai presus de lege, deci jură pe Sfânta Scriptură. În fața lui Dumnezeu aici că nu minți, că n-ai făcut sau că ai făcut și așa mai departe. Ori aici un paradox, e o schizofrenie introdusă, sigur că da, de la Revoluția franceză, alta este discuția. Dar omul relativizând adevărul și un adevăr juridic, filozofic, de orice alt tip, chiar științific, ajunge la un lucru mai grav decât minciuna. Da, deci am spus așa că nu putem să dăm o definiție adevărului, pentru că câți oameni sunt depărtați de Dumnezeu, în afara legăturii cu Dumnezeu, atâtea adevăruri sunt. Câte bordeie, atâtea obicei, spune românul. Adică fiecare își face legea lui, fiecare își face adevărul lui. În afara adevărului absolut, adevărului neschimbabil, care este Preasfânta Treime. Da. Cineva ar putea spune, de ce totuși Dumnezeu a îngăduit ca adevărul să fie unul singur și pentru pace, pentru liniștea oamenilor, așa, omenește, n-ai vorbind, a îngăduit să fie mai multe adevăruri, ca fiecare să fie liniștit cu adevărul, un fel de ecumenism al adevărului, așa, fiecare cum crede așa este și nu se supără nimeni. Ce ar fi ieșit? Fiindcă un adevăr împărțit nu mai are valoare. Un adevăr văzut de fiecare altfel, produce atomizare, desparte oamenii. De aceea spunem noi de hristocentrism, adică vorbim despre faptul că Hristos este centrul existenței noastre, centrul viețuirii noastre, înspre El și în El se recapitulează toate. Dacă ar fi multe adevăruri, fiecare ar fi un policentrism, un multicentrism, o infinitate de centre, cum am spus. Un univers cu miliarde de burice. Fiecare, un haos general irecuperabil. Sigur, deci mai multe ar lipsi și singurul reper posibil. Nici nu poate, din punct de vedere logic, da, să fie mai multe adevăruri, dar ar produce consecința mai multor adevăruri, este dezorganizarea, haosul, disarmonia. Noi vorbim mereu și punem în contradicție cu adevărul minciuna și spunem că este rea. Dar de ce este rea această minciună? Deja intrăm în domeniul nostru, ar trebui să ne... Tocmai pentru că minciuna este factorul care aduce în disarmonie puterile sufletești. Adică omul, ce se întâmplă? Haideți să luăm de la mecanica căderii. Sigur. Deci momentul căderii, cunoaștem momentul căderii cu Lucifer, cu îndepărtarea de Dumnezeu, cu trufia, cu autosuficiența, căderea. Continuă această cădere, vede zidirea, vede omul, cunună, invidie, pismă și ce face? Hai să-L înfrunt pe Dumnezeu, nu direct, că nu pot, eu sunt zidire, nu? Să-L înfrunt aducând atingere până la urmă bucuriei sale, că zice că Dumnezeu l-a făcut pe om ca să împărtășească dragostea din prea plinul dragostei sale. Hai să aducem o vătămare iubirii lui Dumnezeu, care intratrinitare nu putea fi atinsă, nu poate fi atinsă nici față de om, însă poate să-l vătăme pe om. Singurul lucru pe care poate să-l facă vrăjmașul. Și ce face atunci?
În tot adevărul acela care era legătura omului față către față cu Dumnezeu, se introduce o noțiune, dacă vreți, de sofism. Adică un adevăr ilogic, irațional. Aici e un paradox. Ce spune șarpele acolo? Da, părinte, o să avem un telefon. Alo, șef. Sigur, da. Alo? Da, bună ziua. Doamne ajută. Două întrebări. Vă rugăm. De adevăr și minciună există și minciuni de apărare și chiar Mântuitorul a zis fericiți veți fi când veți minți din pricina mea. Iar la minciunile de apărare mă refeream așa, sunt situații, sunt conjuncturi, o persoană vine, te trage de limbă, face presiuni directe, indirecte, să afle de la tine ceva care tu nu vrei să spui și atunci îți ceri iertare lui Dumnezeu și zici, Doamne, iartă-mă, dar comit o minciună de apărare. Da, da, am înțeles întrebarea și vom da răspuns. Da. Mai este și altă întrebare? Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult, Doamne ajută. Să fim în jurul întrebării, da, și n-a zis, iertați-mă că da, eu, nici eu n-am citit scriptura aceea, s-a putea nu să sunt un om polemic, însă sensul e cu totul altul la fericit. Cei prigoniți din pricina mea, nu cei care mint. Când veți minți. Fericiți veți fi când veți minți din pricina mea. Când veți fi prigoniți din pricina mea. Există, da. Sigur. Bine, revenim asupra. Haideți să vă zic ce spun Sfinții Părinți. Un lucru excepțional. Sigur că omul, ca să se îndreptățească, să-și îndreptățească în minciuna, face sintagma asta, că e de apărare, că e de nevoie, urma că e delicată, că minciuna de necesitate, da. Dar minciuna de necesitate a anticipat Doamna. Părinții bisericii spun așa, părinții purtători de Dumnezeu, că poți să minți când salvezi viața unui om. Adică? Deci să fie serios motivat. Exact. Deci nu plăcerea unui om. Mint că mi-e comod. Da. Ci viața unui om, în sensul că îi mai dau o șansă la mântuire. Poate de aici încolo, sigur. Asta aici să fie motivația, mântuirea lui. Sigur că da. Tu ești în raport de iubire față de orice om al tău. Și facem repede, foarte scurt, în 5 secunde, o simulare. Ești creștin și vine un, nu știu, păgân chiar, care este urmărit de cineva care îi pune viața în pericol, adică este o iminență de omor, de ucidere. Și tu ai datoria să-l ascunzi, ca să-l dai judecății până la urmă, sau să se predea, sau Dumnezeu să facă cumva. Sigur, acum e aici trebuie discernământ, pentru că e importantă legătura cu duhovnicul tău, îți spune. Dar părinții spun așa, poți să minți când salvezi viața unui om. Dar când salvezi viața unui om, atunci, uitați cum a fost, mi-a venit exemplul acesta. Dreptul Iosif, care, sigur că a vrut să o lase pe ascuns pe Fecioara Maria. N-a crezut-o. Minciună. Mintea n-a putut să primească. Îi se înfățișează arhanghelul iubirii și spune, nu e în regulă ce faci, atenție, că pierzi veșnicia, adică a fost ceva foarte dramatic. Și el ce face atunci? Acoperă situația aceasta prin omisiune, prin nu știm cum s-a întâmplat atunci. E limpede că la comunități mici s-a vorbit, se vorbea. Acoperă situația aceasta în chip minunat. Fără să, trecând peste un adevăr vădit. Adevărul vădit era că până la momentul acela nu s-a pomenit așa ceva. Era imposibil așa ceva. Deci iată un adevăr vădit care de fapt este o minciună. Maica Domnului a luat în pântece prunc de la Duhul Sfânt. El nu putea să creadă aceasta, vrea să o lase și cu toate acestea acoperă ceea ce pare pentru toată lumea minciună. El acoperă, chiar dacă nu crede, cred, Doamne ajută-ne credinței mele, îl împuternicește Dumnezeu așa, sau îi dă putere Dumnezeu, astfel încât dreptul Iosif devine cu adevărat un fericit, sau de trei ori fericit, ca cel care l-a ținut în brațe și el pe Dumnezeu. Ca protector, ca tată, ca
tot ce vreți, ca model de educație și toate celelalte. Știm episodul cu pierderea în templu, când, iată, tatăl este cel care este ponderat. Știți, la noi, dar nu-i dai două palme, așa, nu, știți? Tatmaica Domnului aduce un reproș. Relația a fost extraordinară, adică, într-adevăr, a fost o familie de model. Mântuitorul chiar l-a iubit pe Iosif, dovadă că i-a moștenit îndelenicirea. Oamenii îl cunoșteau de tâmplat. Sigur, adică sigur. L-a primit cu dragoste și ce ieșea, cum se mișca mâinile lui Iosif, Mântuitorul copii, de a copiat. Educație. Sigur. Știți? Că da, le-a copiat. Se înseamnă că a fost afinitate între sfătul lor. Da, minunat dreptul Iosif. Vorbim poate chiar foarte prea puțin despre el. Despre el. Da. Deci, dar iată, nu se supără că este drept. Iată ceea ce pare o minciună. Ceea ce pare o minciună, îndeopște de notorietate, primește dreptul Iosif ca adevăr pentru salvarea ce? Iată ce frumos, salvează viața maicii și a pruncului până la urmă. Că putea să o vădească. El vrea să o lase pe ascuns ca să nu-i fie ceva. Era totuși milostiv, dar lucrul ăsta nu rămânea milostiv, necunosc. Da. Era comunitate și vă dați seama, ținea la autoritatea, la numele lui, la sufletul lui. Deci așa îi răspund, Doamne. Spun părinții că poți să minți salvând viața unui om. Dar pe asemenea exemple, știți? Pe asemenea exemple. Da. Deci am rezolvat și cu această minciună de necesitate, care, bine, cel care a pus întrebarea și oamenii nu se gândesc neapărat la situații de a salva viața. Cred că n-au gândit ei până acolo și nici noi nu gândim foarte des până acolo. Se referă la aceste minciuni de cotidiene, le-aș putea spune, de necesitate, cum spuneam puțin mai devreme, la servici, pe acasă, peste tot, ca să salvezi situația, se spune. Uneori sunt, uneori nu sunt, dar dacă devin obișnuință, eu zic că vor fi rele. Da, aici ce se întâmplă cu minciuna? Apare minciuni mici. Uitați cum e, că rămăsesem la... Vreți să spunem că șarpele n-a zis o minciună? Dintr-un început? Ce a zis șarpele? Sigur că da. Zice, a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii raiului? E o întrebare. Și Eva se apără. Simte aici un dubitativ, o întoarcere, o răsturnare a valorilor. Aici este o pondere mai degrabă vicleană. Nu-i nimic, nu-i un dialog. Dar simte Eva, știți? Instinctiv simte, pentru că era în legătură cu Dumnezeu, era, n-avea cum să... Dar sufletul ei curat simte că ceva și se apără. N-a zis Dumnezeu așa ceva, dar dintr-un început șarpele nu minte. Când vede că este dispusă însă la un dialog, adică faptul că nu s-a apărat spunându-i nu stau de vorbă cu tine, iată, m-a pus Dumnezeu în grădina raiului cea din Eden ca să o păzesc și să o apăr. Asta presupunea să nu intri într-un astfel de dialog. Fiindcă așa, și atunci trebuia să se apere. Nu este adevărul ceea ce spui tu, dar intră într-un dialog și atunci șarpele prinde curaj, de aceea ziceam de minciuni mari și mici, știți? Prinde curaj și spune, nu! Eva zice, mi-a zis Dumnezeu că dacă să mâncăm din toți pomii raiului, și ce înseamnă toți pomii, să ne împărtășim de tot, numai din pomul cunoștinței binelui și răului, că negreșit cu moarte vom muri. Și atunci vine minciuna. Deci mai întâi tatonează, intră un dubitativ, o îndoială. Întâi ca cercetează locul să vadă cât de mare să fie minciuna, cât poate ca să fie suportată. Exact. Și atunci aruncă un direct, o înfruntare directă și spune nu, nu veți muri. Adică o minciună mare, defăimându-l pe Dumnezeu, făcându-l pe Dumnezeu nedrept și pizmaș, invidios, ci știe Dumnezeu că dacă veți mânca, vi se vor deschide ochii voștri și veți fi ca Dumnezeu. Ei bine, ce se întâmplă? Imediat când ai gustat din minciună, conștiința, dacă este exersată, dacă este lucrată, îți spune că este o travă. De ce? Zice, și-a mușcat, mâncat și bărbatul ei și îndată s-au deschis ochii lor și au cunoscut că erau goi. Asta era o conștiință extraordinară. Cum trebuie să aibă și creștinul. Noi îi vorbim despre trezvie în ortodoxie.
Ei bine, trezvia aceasta îți dă conștiința. Ai spus o minciună mare sau mică, dar conștiința imediat te sancționează. Ce te sancționează? Ai un disconfort, ai o tulburare, ai o împrăștiere. Și atunci ce? Fugi repede la duhovnic. Vedeți ce frumoasă instituția aceasta, cât de mare este mila lui Dumnezeu pentru om. A dat lucrul acesta. Nu să-L aștepți pe Dumnezeu, pe Hristos, față către față, Harul, Duhul sau vreun înger din cer. Ci iată, poți să te duci imediat la preot să-i spun: Părinte, am făcut așa, așa, mi s-a părut că apăr pe cineva, mi s-a părut că e o delicatețe, ca să spun, și am spus o minciună de a produs atâtea consecințe. Orice minciună care produce un păcat, care în sine este un păcat, să știți că produce dezordine, într-o cutime dezordine în univers. Și ca să spunem atunci direct care este legătura aceasta între minciună și viața omului, este aceea că orice minciună, cât de mică, atomizează, pune, dacă vreți, prăpastie între oameni, desparte oamenii, între oameni și Dumnezeu și între oameni și zidire, între mediul înconjurător. Să știți că am văzut la copilași la 7 ani, se spovedește și copil la 5-6 ani, să vedeți ce frumos, ce minunat. Și primul univers care cade, primul moment în care se prăbușește cerul, e prima minciună. Atunci cade un univers. Am văzut cum licărul acela din ochii copiilor, la 10 ani, la 12 ani, bine, mai este un univers. Când văd imaginile desfrânate copiii, da, atunci cade un alt univers extraordinar. Și din momentul acela, din ochii copiilor, parcă dispare un licăr de lumină. Știți, ca duhovnic, lucrurile acestea foarte bine. Ei bine, ce este aceasta? Minciuna. Pentru că desfrânarea e tot o minciună. Este un surogat de iubire. Un înlocuitor din acesta de plexi, cum îi spune, sintetic, un înlocuitor nefiresc, adică, care nu există în natură, ci este făcut de om, un înlocuitor sintetic de un E al iubirii. Știți ceva cum artificial. Sunt eurile în artificial, cum sunt eurile în alimente, așa este desfânarea la iubire. Artificial. E o proteză într-un sistem care... Și de fapt e o minciună. Zice, identic asemănător. Păi cum poate fi identic asemănător, să spunem, vitamina din măr cu... Aron, da, un telefon. Doamne, alo? Ajută. Doamne ajută, te ascultăm. Ionuț Manea. Te ascultăm, Ionuț, Doamne ajută. În legătură cu minciuna, nu știu dacă ați tratat subiectul până acum, pentru că sunt și muncesc în timpul programului. Spor la treabă. Am plecat în mașină să plec la... Mulțumesc la fel. Te ascultăm. Să plec la un alt client. Și ideea este că, practic, și cosmetizarea asta a noastră, oamenilor... Sigur că da. Așa... excesivă din punctul meu de vedere, adică nu doar un spălat și un pieptănat și să zic așa... Asta ține de industria minciunii. A ajuns acum și băieții să-și facă, cum să spun eu, vopsit la păr, tatuaje, depilat, să-și facă unghiile cu oje, cu lac, cu toate prostiile, da? Da? Așa, să se epileze și așa mai departe, urăsc chestia asta. Bun. Și ei urăsc, să știi, dar nu știu ce fac. Păi, în sfârșit, eu consider că e tot o minciună, că practic vrei să arăți că ești mai frumos decât ești și cu fund de ten și așa mai departe, machiaje, roșii. Da, da. Roșii, e bine că ai atins aspectul, da. Și practic zic că se va condamna chestia asta, mie frică. Eu vă spun, eu mă tund scurt, că asta nu e meseria, să fiu tund scurt, că merg pe câmp cu praf cu un... Trebuie să facem distinție între funcționalitate și poftă și modă, da. Da, și nu-mi place nici să mă pierd, că nu sunt o persoană nici frumoasă, vă spun de stat, dar mă gândesc, mă, asta nu s-o pune la socoteală în momentul în care o să ajung dincolo la vânt. Și mă duc și cu parfumuri, cu de-astea, antiperspirante și așa mai departe. Spovedania e cel mai frumos parfum, să știi. În limita bunului simț, adică nu mă pun acum să ajung să mă efeminez. Da, practic, da. Asta se întâmplă. Nu știu, zic că e un păcat și din partea băieților și din partea fetelor chestia. Unde exagerare, da. Mulțumim foarte mult. Știți unde e păcatul aici, dacă îngăduiți? E potrivit cu scopul
Când forțăm lucrurile în exagerare. Ce scop ai tu, ca bărbat, să faci lucrurile astea? Bine, ca femeie, înțelegem, e în firea femeii. Și de unde știm că e o minciună? Acum vorbesc pentru femeie. Zici acolo, cabinet de înfrumusețare. Deci tu recunoști că ești slut când intri într-un cabinet de înfrumusețare. Oare ce poate să-ți facă decât o minciună? Mai dăm pe aici cu un pic de glet, mai dăm pe aici. E o minciună. Sigur că nimeni nu este absurd. Trebuie să te speli. În sfârșit. Pacea în suflet, zic eu, că e cel mai frumos parfum. E adevărat. Sunt niște, sunt niște convenții asta, pe care, în sfârșit, trebuie să le ținem. Mai cu seamă că noi nu suntem rupți de lumea exterioară și atunci cumva e un compromis ca să poți penetra extramuros, să spunem. Și Mântuitorul a pus niște limite când a vorbit acolo cu Simon Vameșu, i-a reproșat apă pentru picioare, nu mi-ai dat ulei pentru un spate, adică stau într-o atmosferă, discutăm ceva, așa mi-ai chemat, exact. Neapărat să mănânc mâncarea ta. Și, e o să convenție pe care voi ați pus-o și dar ne-ai neglijat, în condițiile astea ne-ai pus într-un colț, că nu puteam să stau în grămadă, că deja suntem obosiți. Sigur, exact, sigur, veneau de era start. Asfalt. Era dar de aici până la limitele pe care... De scop ține. Aici e diferența între limita, pentru că scopul acela este un scop de exclusiv de desfrânare. Da. Exclusiv de desfrânare care duce, de fapt, la moarte, pentru că... Adică atrage atenția mai mult decât poți să duci, poți să suporți și e periculos. Da. Minciuna, și foarte frumos, este un lucru foarte important, că l-am subliniat în interes și l-ați argumentat, minciuna este un element important de desfrâu. Fundamental da, pentru desfrâu. Și Dumnezeu urăște lucrul acesta. Dar ascultători, o scurtă pauză și vom reveni. Într-o mare de îndoieli, te ajută să găsești adevărul. Radio Dobrogea. Nu trece cu vederea pe cei ce au trebuință de ajutor de la tine, Fecioară, pe cei care cântă și te prea înalță întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sufletului meu și durerile trupului meu, Fecioară, ca să te slăvesc curată în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Bogăție de tămăduiri veri, Fecioară, celor ce te laudă cu credință și prea înalță nașterea ta cea de negrăit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu izgonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea te lăudă pentru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanățându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerilor, continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu Părintele Cezar Axinte și cu dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 0241515266 cu tarif normal rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal rețeaua Cosmote. Aveți asemenea contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Vorbeam despre minciune și adevăr, dragi ascultători, și am înțeles destul de multe lucruri prin cuvintele Părintelui Cezar aici alături de noi despre minciunea, despre relația lui cu mântuirea omului și am înțeles cât este de rea, cât de perfidă, cât de periculoasă, chiar dacă pare mică la început sau de necesitate într-o situație strict particulară, la un moment dat, dacă devine obișnuință, devine
fundament pentru o viață de desfrâu care Dumnezeu nu-i place absolut deloc. Uitați, să mă iertați. Da, da, vă rugăm, Părinte. Că, n-am răspuns dar ascultătoare. Da. Vedeți, o interpretare mincinoasă în sensul de irațională te duce la o înțelegere greșită. Am înțeles se referea la fericiri. Da, da, da. Atunci când vor spune tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine, se referă la prigonitori. Deci prigonitorii mint și vor fi tratați ca prigonitori, nu eu să mint și scap. Deci vor spune tot cuvântul rău împotriva voastră. Adică ce cuvânt rău? Acela nu este Hristos, acela nu este Fiul lui Dumnezeu. Deci minciuna este a celui rău. Bineînțeles. Este instrumentul celui rău. Mințind pentru mine, adică împotriva mea. Singur că da. Cu sensul acesta. Interpretarea că mințind în favoarea mea. Da. Nu, prigonitorul nu poate să mintă în favoarea lui Hristos. Este un nonsens. Și nici noi nu putem minți în față. Spune Dumnezeu, Părintele Arsenie Papacioc, mărturisește adevărul și pregătește-te de moarte. Adică cu orice chip. Nu se pune problema. Hristos nu are nevoie de apărările noastre mincinoase. Chiar este vizează. Nu are nevoie de avocatură în sensul clasic. Da. N-are nevoie. Are nevoie de mărturisire. Da. Așa se interpretează cuvântul acela. Da. Părinte, în relația aceasta, minciuna și adevăr, sau sunt și câteva mesaje, o să le revedem, cum se caută adevărul? Că poate totuși, deși lumea este așa cum e neputincioasă și diavolul insistă, dar sunt convins că mai există, și cred că tot omul în viața lui, măcar de câteva ori sau din când în când, are răbuvnire, așa cum spuneți, ale conștiinței, care ar vrea să găsească calea adevărului, să o urmeze, să se lupte puțin pentru adevăr. Da, e ca pilda cu semănătul cu sămânța, știți? Nu există om care să nu aibă pornirea aceasta în el să caute adevărul. Dar îl caută puțin și apoi obosește, se ia cu grijile, cu toate celelalte, cunoaștem pilda aceea. Vin burienile, vin păsările, vine omul vrăjmaș, în orice caz. Părinte, iertați-mă, încă un telefon. Foarte bine. Alo? Că... Alo? Vă ascultăm? Alo? Da. Doamne ajută! Doamne ajută! Tiberiu, Doamne ajută! Doamne ajută! Te ascultăm! Ce vreau să zic și eu? Te rog! Mai rău decât minciuna, părerea mea, este viclenia. Viclenia omului, viclenia vrăjmașului, viclenia... suntem vicleni chiar cu noi înșine. Cu familia, cu oricine pe lumea. Așa este, credem. Chiar cum a zis părintele mai devreme cu... diavolul, când a venit la Eva, prima dată a fost într-un fel viclean, pentru că el știa că o să mintă, asta e clar, că avea o oportunitate, așa cum să facă, dar viclenia asta mi se pare cea mai periculoasă în orice lucru. Aveți dreptate, 100% dreptate aveți. Da, viclenia, zic eu că e apogeul minciunii. Adică trebuie să fii profesor în minciuni ca să ai. Da, spune Tiberiu că ai de spus. Într-adevăr, a observat frumos, da. Ascult mai departe. Da, mulțumim foarte mult. Cu adevărat, viclenia este doctoratul în minciuni. Asta am și notat înainte, Părinte. Același duh, trebuie să fii doctor în minciuni ca să... Da, și diavolul era că de asta. Deci la rugăciune, parcă sună mai periculos când spui viclean decât rău. Da, așa mă și rog și mă izbăvește de cel viclean, pentru că omul rău poate să fie ignorant, dar cel viclean știe ce face. Știe ce face, știe foarte, foarte frumos. Bine că ați sunat. Da, mulțumim. Părinte, rămăsesem începeat să ne vorbiți despre căile urmării adevărului. Bine ce v-ați spovedanie. Părinte, totuși vreau să revin așa, în curtea spuneam, adevărului. Da, spuneam despre faptul că nu există om care să nu caute adevărul. Doar că adevărul se găsește totuși cu o sârdie, cu o steneală. Adevărul nu e așa ceva... Iertați încă un telefon. Alo? Alo, Doamne ajută, mă... Te ascultam, spune, Ionuț. Vreau să mai spun, apropo de ce spunea domnul Tiberiu mai devreme. Da, te rugăm. Într-adevăr, are o mare dreptate și propagarea minciunii și învățarea la minciună, practic, să faci ce în ce mai des, uite, prin filmele astea și chiar să începe de la scene animate, unde sigur, peste se propune, tot. Se trecopun chestia asta pentru un nostru film. Vai, chiar sunt eu, chiar de desene animate, nu mai știu cum să numesc,
un copil lăsat în America, ăsta face regulă de ceva de gen prost, așa. Bun, și ăsta aici se întâlnește cu diferite situații, și el face în așa fel încât să câștige el, are o echipă de copii și cu ăștia. Bun, la sale diferite planuri vitene și practic să-i inoculează faptul că, indiferent de mijloc și de... Se poate. Așa, trebuie să te scopi. Da, și simplu. Orice preț. E destul de gravă chestia. Cam așa... Capcane sunt la orice pas, la tot pasul. Așa este, mulțumim da, mult, Ionuț. Doamne ajută. Doamne ajută. Da, minciuna este nefirească pentru că ea n-a existat în creație. Minciuna vine în creație odată cu începătura răului, cu Lucifer. Și fiind nefirească creației, nefiind o alcătuire a lui Dumnezeu, sigur că nu este bună. Tatăl minciunii, după cum spune Scriptura, este... Încă un telefon, da. Foarte bine. Alo? Așa... Alo? Alo, ascultăm? Doamne ajută? Se pare că e o problemă. Bate vântul pe calea de contact, dar poate vedem. Deci, diavolul tatăl este minciunii, tatăl minciunii și spune Mântuitorul extraordinar de frumos. Zice, voi... Diavolul este tatăl minciunii. Voi sunteți ai diavolului, sunteți vicleni, fiindcă trăsătura este cea mai caracteristică de diavolului, e viclenia. Ei bine, și bine trufia. Dar, zice, și de aceea, fiindcă sunteți ai diavolului, adevărul nu încape în voi. Cu alte cuvinte, cum căutăm adevărul? Aceasta era întrebarea, nu? Da, da, da. Ei, cum? Lepădându-ne de diavol. Diavol, de minciună, da, pentru minciună. Că altfel adevărul nu încape în noi, fiindcă nu are părtășie lumina cu întunericul. Când intri într-o cameră cu un copil și aprinzi lumina, copilul nu spune s-a aprins lumina, ci s-a stins întunericul. S-a stins întunericul, da. Vedeți? El are cu totul și cu totul... El percepe afectiv. El percepe alt și cu inima. Și impresiona întunericului pentru că îi făcea frică. Sigur că... S-a prins lumina și s-a bucurat aici, s-a stins răul. S-a stins întunericul. Noi vedem altfel. Sigur, știți, ca și cum ar fi raportul acesta. E întuneric peste el și aprindem și noi o luminiță. Nu e așa. El vedea totul în lumină copilul, pentru că era la vârsta... îngerelii, la vârsta mântuirii, vârsta duhovnicească a mântuirii, ca cu suflet curat, și el vede peste tot lumină și într-un loc, așa, vede puțin întuneric care se stinge cum? Pătrunzând lumina. Pentru el lumina e o normalitate. E o normalitate. Iată, am venit noi și s-a stins întunericul. Odată ce am, pentru că omul este lumina, spunea Părintele Stăniloae, că lume vine de la la lumină. Lux, deci, lume. Deci omul are în el lumina, zice Mântuitorul. Voi sunteți lumina lumii. Ei, dacă voi sunteți lumina lumii, atunci, iar zice el în altă parte, dacă, zice, luminătorul trupului este ochiul, dacă lumina care este întru voi este întuneric, atunci întunericul cu cât mai mult, vedeți, frumoasă, extraordinar. Frumoasă imagine, sigur că da. Și atunci asta este. Cauți adevărul lepădându-te de minciună. Ce este minciuna? Omul cel vechi. Că ați spus de omul cel vechi, Părinte, și privind realitățile așa într-o succesiune, cam ce perspective ne dăruiți așa? Vor veni vremuri când oamenii nu vor mai... vor minți și mai mult sau nu vor mai suferi adevărul? Lasă Dumnezeu cumva asta la latitudinea noastră și spune, oare... Ne suntem copărtași. Când, da, împreună lucrători, oare când voi mai veni, când voi veni a doua oară, voi mai găsi eu oare credință pe pământ? Credința în adevăr, bineînțeles. Sau numai minciună? Dumnezeu știe foarte bine că de aceea scrie Apocalipsa Sfântul Ioan, pentru că lumea aceasta, așa cum e ea, contaminată de minciună până la sfârșit, nu va mai răzbi, fiindcă va cuprinde întunericul. Cine? Și atunci va trebui să se schimbe. Va fi un cer, vor fi un cer nou și un pământ nou. Va fi un cer nou și un pământ nou și adevărul va triumfa. Deci va fi o lume, așa cum spuneți, a adevărului. Dar nu lumea aceasta, așa cum o știm noi astăzi, ci o lume înduhovnicită. O lume pătrunsă de lumină, o lume pătrunsă de adevăr. Momentul acela va fi când
oamenii nu se vor mai iubi unii pe alții. Nu va mai avea sens lumea, pentru că atunci vor fi vicleni. Omul, când nu-l mai iubește pe celălalt, este într-o stare de viclenie automat față de... Da, părinte, erau multe să vă întreb, dar mai sunt și niște câteva mesaje și ar trebui să le trecem în revistă. Vă rog frumos. Cineva spune: Doamne ajută, părinte, am auzit un preot care era nedumerit de injustiția acțiunilor lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple multe lucruri care nouă ni se par a fi incorrecte? Păi dacă acel preot gândește așa, ce să facem noi, cei care ar trebui să fim învățați de preoți? Se pare că este bătut păstorul? Ce va fi, Doamne, cu turma? Dă-ne, Doamne, păstori care să se lupte și nu care să fugă sau să gândească în felul acesta. Nu minte el în propovăduirea lui dacă gândește așa? Sfântul Serafim de Sarov: credinciosule drag, dobândește pacea și mii se vor mântui lângă tine, inclusiv preotul acela. Sigur că da. Altcineva spune: sărut mâna, părinți. De ce erau iudeii împotriva Mântuitorului când el afirma că este adevărata pâine din cer? Ce minunat a spus: adevărat, adevărat, vă spun, cine crede în mine are viața veșnică. Am răspuns cumva: în voi nu încape adevărul, fiindcă voi sunteți din minciună. Da. Altcineva spune: sărut mâna, părinte, vă rog să mă ajutați cu un sfat. Mama mea umblă cu niște femei adventiste și chiar începe să le urmeze învățăturile. Mă cert cu ea din această cauză, dar nu înțelege că nu este bine să se însoțească cu dânsele. De la o vreme în familie sunt mereu situații tensionate, cărora nu știu dacă le mai pot face față. Este o situație într-adevăr. Da. Vă treziți noaptea. Rugăciune, da. Și puneți genunchii o oră la rugăciune și îi biruiți. Sigur că da. Altcineva spune: Dumnezeul adevărului este Dumnezeul iubirii. Cine are în realitate adevărul? Adevărul este un mod de viață. O modalitate de a identifica adevărul este aceea de a observa ce efect are acesta asupra vieții oamenilor. Da, ne îndreabnă la activitate practică, cum spuneați puțin mai devreme, părinte, la rugăciune, la credință, a spus puțin mai devreme, și deci sunt căi care ne duc la un adevăr solid. Spune și Sfântul Apostol Pavel: dragostea se bucură de adevăr. Da. Vedeți? Că zice acolo, când vorbește, imnul acela atât de minunat al dragostei. Deci atunci iubești cu adevărat, că nu crezi minciuni. Exact. Chiar dacă par reale. Că tu poți să iubești, să-ți dai și viața. Dar zice, dacă dragoste nu ai, nimic nu ești. Dar dragostea se bucură de adevăr. Foarte, foarte interesant. Da, ce adică frumos ar fi. Dumnezeiesc, de fapt. Ce da, se mai am mai citit Scriptura așa, măcar în pauze. Dumnezeu să ne ajute și să ne ierte. Dragi ascultători, vă mulțumim foarte mult pentru atenție, mulțumim părintului că a fost alături de noi și vă așteptăm spune viitoare la aceeași oră. Doamne ajută! Doamne miluiește!